Doamne ajută, bine v-am găsit, mulțumim la cei ce ne urmăresc. Și o vară frumoasă cu temperaturi și răcoare. Temperatura a fost și prin presa națională până de curând. Se pare că acum s-a mai răcorit puțin situația. Haideți să începem chiar cu acest subiect. V-am adresat o întrebare în edițiile trecute cu privire la comunia religioasă și vă întrebam cam câți bani ar trebui să dăm preotului în momentul în care săvârșește o comunie religioasă. Asta pentru că și aveam foarte multe întrebări de acest gen. Da, și eu v-am răspuns că am făcut slujba comuniei cu 50 de lei, cu 100 de lei, cu 200 de lei, cu 150, cât îți dă omul? 300 de lei. Și v-am povestit întâmplarea cu băiatul care a băgat foarte mulți bani în nuntă și i-am zis, zic, dacă ai fi să iei după Vechiul Testament, când oamenii dădeau zeciuiala, și asta am luat-o din pilda vameșului și fariseului, când am spus că fariseul vine la altar și zice, mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți, eu dau zeciuială. Așa era chestia respectivă. Și am arătat, zic, dacă ai mulțit cu 10%, cât, pentru că e un har de săvârșit pe toată viața, dar aia a fost o întâmplare, pentru că băiatul respectiv, după ce am vorbit cu el, o înțeles, zice, da, părinte, mi-ați deschis mintea, într-adevăr, noi cheltuim o enormitate de bani atunci când facem o pregătire de genul. Și eu am și arătat motivația. Uneori poți să rămâne dator, uneori poți să plătești și un an, 2, 3, 4. Dar mă rog, știți, eu am o glumiță și cu asta cred că ar fi cea mai potrivită explicație. Trebuie să mai încadrăm un explicator sau un desenator de benz desenate, când omul nu înțelege ce aude, să uite la desen. Da, aici problema a fost că nici măcar nu s-a avut răbdare să se asculte până la final. Nu, s-a tăiat de cineva din videoclip. Eu cred că nu știți cum e senzația. De obicei, dacă se întâmplă ceva cu un părinte, dacă s-a îmbătat un preot, dacă a avut loc un accident, dacă, mă rog, se întâmplă o ghidușie din asta, e un subiect de senzație. Dar probabil cineva a scos din context. Și atunci, sigur că cei care au luat impact cu treaba asta, eu am dat o explicație simplă pe pagină și am arătat acolo că dacă se uită cineva atent la video, că l-am urmărit și eu. Eu întâi am crezut că, zic, măi, poate aici e bezeu, zic, n-a tăiat corect. Dar nu, era exact ce am vorbit noi în emisiune, nu era nimic în plus. Și zic, băi, dacă nu a avut răbdare să asculte, asta e. Cum primiți atacurile de genul acesta? După cuvântul Sfântului Grigore, teologul. Chiar am stat mult și am căutat un citat care să-mi dea satisfacție. Spune Sfântul Grigore, teologul, este foarte bine când vorbește cineva de rău de tine, că înseamnă că ți-ai stilat răbdarea. Și este foarte rău când vorbești tu de rău de alții, că înseamnă că nu ai răbdare și nu ești un om stilat. Uh-huh. Adică, în situația de față, pot să mă consider un om stilat. Da, ca să lămurim complet discuția de aceasta, ar fi bine să se înțeleagă că acolo a fost strict nu, o comparație. Nu, a fost o poveste. Știți că eu vă și redau, că memoria mă ajută. Mi-a spus așa, părinte, cât să mai dă la unul? Zic, apropo de asta, bine că mi-ai pus întrebarea, hai să-ți povestesc o fază care am făcut-o eu, unui ucenic de-al meu. Sigur, pentru că nu ni se pare mult când formația ne cere 6.000 de euro, de exemplu, nu ni se pare mult când foto-video cere 3.000 de euro, dar când trebuie să scoatem 300 de lei la biserică, atunci apar... Eu am pus în balanță ideea că, dacă tot suntem la capitolul ăsta discret al Scripturii, spune Apostolul Pavel în Epistola către Galateni, mare este taina aceasta în Hristos și în biserică. Noi trăim în secolul 21, când tinerii ajung la Sfântul Altar, pentru că vrea socru mic, pentru că vrea socru mare, pentru că vor părinții, pentru că așa e tradiția, așa e obiceiul și nu-i bine să stai în concubinaj, trebuie să te cununi, trebuie să fii sub har. Și atunci, sigur, cu o parte din tineri ajung la această petrecere, numai că petrecerea se transformă în două părți posibile, care au în ele
tradițiile și ritualul, îmbrăcatul miresei, îmbrăcatul mirului, toată frumusețea și folclorul nunții, care țin de cei doi, mire și mireasă, care sunt aduși, se întâlnesc, își pun florile, își dau costumul, își primesc rochea, toate tipicul, doar ați fost bănesc vreodată mireasă, știți câte pregătiri sunt. Și apoi, în partea a doua, este această coreografie care se pregătește pentru... Gândiți-vă că acum 40-50 de ani venea un fotograf alb-negru și făcea câteva poze în biserică, câteva poze acasă și câteva poze în timpul nopții, când erau mesenii la masă. Asta era nunta. Spunea și niște poze de la nuntă și erau 50-60 de poze care le plăteai cu 10 lei. Deci asta era fotografia. Da. Acum, fiind camerele video, prins cu 2-3 camere odată, prins instantanee, prins clipuri, prins momente, sunt toate ceremoniile, când se învârte dansul mirilor, când se dă paharul mântuirii, când se pun cununiile, când se pun verighetele, când se depune jurământul. Și se face un instantaneu din ăsta frumos la montaj și acea, ca să spunem, casetă rămâne taina casei și câteodată când ai musafiri sau când ia vreun dor, pui și te uiți, măi, cum a fost nunta noastră de frumoasă. Da, da, da. Dar ca să faci această nuntă frumoasă, bineînțeles că na, e o sumedenie de cheltuieli, pe care o știți că multe de acest gen de cheltuieli au și stricat relația câteodată între miri sau cuscă, că tu ai pus mai puțin, eu am pus mai mult. Și atunci, atât. Asta a fost tema propriu-zisă. Cât de mult cheltuim pentru noaptea de distracție, care face parte din coreografia nunții, nu din taina nunții. Și dacă mi-amintesc, ori am amintit, ori n-am spus, dar știu că am spus ceva de genul, sau poate cu altă ocazie, Hristos n-a fost împotriva nunții, pentru că și El le-a făcut vin la Cana Galilei. Deci, ca drept dovadă că Hristos nu era absurd. Da, da, iar da. Când preotul spune, ne rugăm ca aici de față, Hristos să fie așa cum la Cana Galilei a fost de față, când a prefăcut apa în vin. Dar noi, pentru că la biserică adeseori ne grăbim, sigur că ni se pare că și acel eveniment de 20 minute, 40 minute sau de o oră, depinde cât reușește preotul să te echilibreze între cele două binecuvântări, de când începe nunta și până se termină, și ți se pare câteodată că aceea este o cheltuială inutilă. De aici a ieșit discuția. Da. Eu am fost undeva la o nuntă foarte mare, acum e o altă speță mai interesantă și mai faină. Nu conta cine mai erau preoții de la nuntă și băiatul care a făcut nunta i-a pus preotului bani în plic și i-a zis, da, de ce nu ți-o dat în mână? Păi, ce că nu știu nici eu. Și ne-am dus în altar după aceea, eu mi-am lăsat veșmântul, eu mă duc doar invitat, eu nu am treabă cu nunții, dacă am vrut ce nici mă duc să fiu acolo, nu zic că n-am fost prezent, dacă m-a rugat. Și eu știam mireasa din partea mirelui și părintele îmi spune, zice, uite, îți fac o fotografie și am să strimăt să vezi cât mi-o dat, să nu crezi că mi-o dat mie mai mult ca ție. Zic, dar nu, că eu nici nu iau nimic, că n-am nevoie, că-i cunosc. Și cât crezi că i-a pus părintelui în plic? 20 de euro. Oh. Da. Nu te speria. Deci nu ai impresia că... Eu am mai spus lucrul ăsta și îl repet. Or fi și preoți mai străluciți, mai răsăriți, dar majoritatea preoților, peste 80%, trăiesc în firescul normal al lucrurilor. Și ideea este că nu există un standard să îi se transmită, să spună preotul, eu vreau atât. Nu există nimic, nu. Asta e, cum să-ți explic eu, hai să ne cătăm de vorbă. Da. Știți ce am mai observat? Faptul că la acele articole care s-au distribuit pe Facebook, lumea comenta. Dar lumea comenta și sunt pun pariu că nici măcar nu a urmărit video nostru. Ce le-ați transmite acestor oameni? Dar nu trebuie să pui la inimă. Astea nu sunt lucruri de pus la inimă. Astea sunt firești și omenești. Sfântul Antonie cel Mare folosește o frumoasă expresie patericală. Omul bun și iubitor de Dumnezeu, Filocalea 1, nu vorbește de nimeni de rău niciodată, nici în lipsa lui, nici în prezența lui. Însă, media are un atu. Media când dă ceva sau înștiințează ceva, ea așteaptă automat
bumerangul, dreptul la replică. Păi dacă ai sta să dai zilnic dreptul la replică, ar trebui să stai doar în ziar, nu de dimineață până seara. Replica este următoarea. Dacă noi ne-am umplut de carte și de școli și de considerăm titrați, erudiți, citiți, cunoscători, atotștiutori, la nivel de academie, la nivel de doctorat, și nu înțelegem un mesaj, bine, aici trebuie să-mi cer eu scuze, neavând studii de oratorie, probabil că trebuia să încep așa. Citez dintr-un text a unei glume, am încheiat citatul. Acum intrăm în realitate. Da, da, da. Da, asta e toată chestia. Probabil n-am pus în ghilimele partea cu zeciuiala, pentru că am văzut că cineva a zis, uite, zice, cât de avari sunt preoții. Stai, frate, încă la nicio biserică nu s-a cerut lucrul ăsta. A fost doar o idee cum era. Hai să provoc cu ceva simplu și am încheiat, că n-are rost. Menora sau sfeșnicul cu șapte lumini din Vechiul Testament, pe care îl avea templul lui Solomon, cântărea 135 de kilograme de aur brut. La ce toată mândria asta Dumnezeu? Ce-i folosește Dumnezeu? Că ar dea acea imensitate de sfeșnic mare cu șapte brațe din aur brut bătut la ciocan? Ar rezista azi într-o biserică sau ar fi furat? Bun. Da, trecând peste și ajungem la... Dar astea nu sunt subiecte de supărare.